Domnilor și domnilor, bine v-am reîntâlnit la știri, sunt Bogdan Șofen și vă prezint informațiile locale de astăzi. Abandonat de părinți, un copil de 12 ani stă la mila publică în fața unui supermarket din oraș. Nu cere nimic, dar oamenii impresionați de inocența băiatului, care nu supără pe nimeni, îi strecoară în palmă câte o hârtie de un leu sau un pachetel cu mâncare. Asistența socială din primărie anchetează cazul. Iulian este în clasa a patra. Deși are o mamă, locuiește cu bunica, iar lipsurile au împins-o pe bătrână. La ce este mai rău? L-a trimis pe băiat la cerșit. De luni bune, acesta petrece ore întregi în fața unui magazin. Aici toată lumea îl cunoaște. Eu de când sunt aici n-am văzut mereu. Ceva pe fiecare zi vine. Cam de cât timp? De luni de zile, cred că și de un an de zile vine pe aici. Zilnic? Da, zilnic. Mai puțin duminica, deși duminica vine și duminica, dar nu tot timpul, chiar nu tot timpul. Înțeleg că nu cerșește. Nu, stă aici și nu mai dă. Mulți îi cumpără mâncare, că nu, banii știți cum e. Ia mama, bunica, cu cine stă? Cu bunica, cu bunici, am înțeles că stă. Am vorbit cu el de câteva ori și îmi spunea că stă cu bunicii. Și merge la școală. Da, și am înțeles că învață și foarte bine, este foarte deștept. Sincer, foarte deștept. L-am testat și este, îl duce mintea foarte bine. Sunt de vină cei care au grijă de el. Asta e, probabil mă gândesc. L-am întrebat, zic, ce vi l-a cerșit? Și-o zis că mă trimit bunicii. Nu numai vânzătoarele știu de situația băiatului. Făgărășenilor care vin aici la cumpărături li s-a făcut milă de el și au reclamat cazul la poliția locală. În cazul de față, în urma acțiunii efectuate de către polițiștii locali, s-a identificat un minor în vârstă de 12 ani. Acesta a fost încredințat reprezentantului legal și s-au dispus măsurile legale în consecință. Totodată, Serviciul de Asistență Socială a demarat procedura privind ancheta socială la domiciliul minorului și vor dispune în continuare măsurile de instituționalizare, dacă se constată acest fapt. În atenția noastră se află și alte familii de pe raza municipiului care îndeamnă minorii să apeleze la mila publicului și în aceste cazuri se vor proceda la aceleași măsuri legale și inclusiv anunțarea Serviciului de Asistență Socială pentru a lua măsurile legale în consecință. Deși agenții au cerut copilului și bunicii care este tutore legal să pună capăt cerșetoriei, Iulian a făcut până ieri de planton în fața supermarketului. Cazul a intrat în competența Serviciului de Asistență Socială din Făgăraș. Am fost sesizați de către pedagogi că există un caz de cerșetorie în zona Coșbuc. Noi l-aveam în evidență pe acest copil, este dintr-o familie dezbinată, întreținut de către bunicii materni. El este abuzat, fiind trimis pentru a cerși în acea zonă. Nu este un caz unic, la nivelul Făgărașului noi am monitorizat toate cazurile de cerșetorie, minori trimiși spre cerșetorie. Încercăm să rezolvăm această situație prin instituționalizarea acestor copii. Pentru că nu are o familie închegată, soarta copilului este pecetluită. Va ajunge cu siguranță într-un centru de plasament. Trebuie însă conform legii și acordul tutorelui legal. În cazul lui Iulian, bunica sa, care îl trimite la cerșit. Au plătit 1500 de lei și alți 70 de euro pentru a deveni câștigătorii unui fabulos premiu de 10.000 de euro. Vorbim despre doi vârstnici din orașul Victoria care vrăjiți de mirajul unui premiu mai mult decât consistent, îngroașă de acum rândurile celor care au căzut victime ale excrocilor prin telefon. O familie de pensionari din Victoria a pierdut aproape 2000 de lei în preajma sărbătorilor. Asta pentru că s-a încrezut într-un escroc care acționează prin intermediul telefonului fix. Bătrânii au fost contactați de un necunoscut care s-a dat drept un angajat al departamentului tehnic al unei firme de telefonie. Oamenii au crezut orbește când acesta le-a spus că au câștigat marele premiu. Scenariul infractorului arăta astfel. Pentru a intra în posesia celor 10.000 de euro, cei doi bătrâni nu aveau de făcut mai nimic, doar să depună suma de 1000 de lei, taxa pentru achitarea premiului și apoi să-și ridice câștigul. Mai mult, li s-a cerut să cumpere 7 cartele reîncărcabile de câte 10 euro fiecare și să transmită apoi codurile. După 3 zile de convorbiri și de așteptat banii, timp în care și-au prăpădit economiile, pensionarii au realizat că au fost înșelați.
Am avut în ultima perioadă, în mare măsură, câteva cazuri de înșelăciuni prin sistemul telefonic. Marea majoritate ne-a reușită, însă a fost și una reușită. Este vorba de o familie de pensionari care a fost înșelată cu suma de 1400 de lei și 70 de euro, reprezentând contravaloarea unor servicii închipuite pentru câștigarea unor premii. Deși cei doi pensionari au fost avertizați de angajatele de la poștă să nu efectueze plățile cerute, oamenii au crezut că se îmbogățesc. Sesizați, polițiștii din Victoria au demarat chiar și prin intermediul preoților acțiuni de informare și prevenirea unor astfel de fapte comise în majoritatea cazurilor de recidiviști. Sfatul poliției este să nu dea curs unor asemenea solicitări, pentru că este o regulă simplă, regula jocului, nu poți câștiga ceva dacă nu joci. Și în cazurile de față nimeni nu a jucat la vreun joc sau la vreun concurs organizat de anumite companii de telefonie și prezentat în mass media, prin site-uri, prin alte mijloace de informare și promoționale. Deci sfatul nostru este ca nimeni să nu dea curs unor asemenea solicitări. De obicei, asemenea solicitări sunt făcute de oameni care nu au niciun regret. Polițiștii spun că oamenii sunt de vină. Cei naivi suportă consecințele dacă se încred în țepari. Chiar dacă oamenii legii dau de urma infractorilor, de cele mai multe ori banii sunt greu de recuperat. Nu au lipsit din aproape nicio casă în preajma sărbătorilor, au încălzit atmosfera și au adus în locuințe spiritul Crăciunului. Bradul natural de iarnă și-a încheiat misiunea, iar acum mulți făgărășeni încearcă să scape de el. Locul ideal este la Ghena de Gunoi. Drept urmare, pentru Salco Selva a început operațiunea Bradul. Societatea a adunat până acum peste 150 de pomi de Crăciun. Din locuințele oamenilor au ajuns direct la coșul de gunoi. Pentru zeci de făgărășeni a venit din nou momentul să scape de brazii care au fost împodobiți cu doar câteva săptămâni în urmă. În fiecare cartier din oraș sunt pomi scoși la poartă sau la container. Aceștia nu dispar ca prin farmec, ci sunt colectați zilnic de Societatea de Salubrizare a orașului. Abia am scăpat de acțiunea din timpul sărbătorilor de iarnă cu resturile din ambalaje, peturi, cartoane, că lumea totuși și-a mai cumpărat câte ceva de sărbătorile de iarnă, că a început acțiunea Bradu, cum îi zicem noi, perioada după Sfântul Ion, când lumea începe să scoată brazi și activitate care durează până la Paști, pentru că așa e românul nostru, scoate când are chef bradul din casă. Unii făgărășeni despodobesc bradul imediat după anul nou, alții debobotează, în timp ce unora le vine greu să se despartă de pom, globuri și beteala care le țin în casă până de sărbătorile pascale. Așa se face că în perioada următoare, deși sunt ofiliți și uscați, pomii vor decora zonele din preajma ghenelor de gunoi. Suntem pregătiți pentru acest lucru, numai că niciodată nu, dacă cineva vrea să vadă tot, că în oraș nu există vreun brad, nu o să se întâmple acest lucru, pentru că după ce am trecut noi, vin oamenii și pun în spatele nostru brazi. Dar asta e activitatea noastră, ne o facem și până la urmă eliberăm și de brazi orașul. Până acum, Societatea de Salubrizare a adunat de pe raza Făgărașului peste 150 de brazi, care au ajuns la groapa de gunoi. Acestea au fost principalele evenimente locale de astăzi. Vă reamintesc faptul că ne găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!